Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de GTA 5 Online. De această dată începem episodul cu un joc de ruletă. Să vedem, am pus pe pare, să vedem dacă ne câștigăm sau nu. Am pus 5.000, trebuie să ne dubleze. Sper să ne dubleze. Hai să vedem page down, hai să vedem dacă ne pică, dacă nu, aia mereu mai facem bani. Avem bani, aia problemă de astea n-avem noi probleme, dar hai să câștigăm totuși. Hai să ne stăm la astea scumpe, hai să ne pică par. Și pică 17 și nu e par și am pierdut, gata, mă las, numai. Asta a fost episodul, glumesc mă băieți. Astăzi vom face o nouă misiune, dar data asta vreau să mergem în garaj pentru că avem de luat o mașină specială de acolo. Sau hai să dăm și de aici. Deci, uite, jucăm două mâini aici la Diamond Miner. Hai să vedem dacă ne pică ceva. Bam. Băi, îi dau tab, îi dau page-a. Bam. Hai. Jucăm două mâini vreau să joc. Bam, bam. Asta n-a fost cu noroc, hai să vedem asta. Le-am pierdut pe amândouă. Aia e, nu mai, gata, asta a fost și jocul nostru, nu mai. Deci e clar, astăzi nu e ziua noastră. Bă, am luat-o bine pe aici, bă, deci mereu mă pierd în cazinul ăsta, să mor eu. Deci mă pierd în cazinul ăsta într-un hal, dacă se uit acolo ca să mă uit. Nu, mă uit la mine, efectiv, cum mă uit acolo, dar să mă uit acolo sus, puți. Cum esteți acolo sus? Acolo. Uite, John, ăla-i. Da. Uite-l pe ăsta cum stă John, calmează-te. Ăștia fac scheme, vor să fură aparatul, vă zic eu, că îi dă acum ăla la aparat și pleacă cu el, știi cum? Hai să, what? S-au schimbat, ăla, ce n-ai vă să mă întâmplă, bă? Hai, mă, dă-te. Da, bă, și v-am zis că episodul trecut cu o săptă să apare mare Dodge. În GTA, deci de-abia aștept să apară Jojo-a. Vreau să-l iau, n-am zis, nu trebuie să dau exit casino, stai, îți prost. Intră în casino, John. Mă, deja mi-a căzut părul, hâț. Penthouse casino, casino, John, pentru că trebuie să ne duc în parking garage, pentru că trebuie să o mașină care este greu de găsit în GTA, este greu de făcut rost de ea. Pentru că sunt foarte multe misiuni prin care trebuie să treci. Pentru a reuși să iei acea mașină, pardon, nu acel, ci această mașină care este blindată, John-ule. Este blindată și foarte frumoasă și 4x4. John-ule, hai să sunăm pe Miss Baker și să vedem ce misiune mai are pentru noi. Deci asta dată sper să nu se repete misiunea atâta, sper. Hey, what's up? Request work, ia să vedem. Hey. Am I wrong in thinking you know your way in and out of an impound lot? I need you to retrieve a car for one of our resident high rollers, preferably without any collateral damage. And I need to have no idea what you did to make that happen, okay? Eu tot vei spus și police station, ok? Trebuie să recuperăm o mașină din câte am înțeles, deci hai să vedem. Mergem cu mașină blindată să recuperăm o altă mașină, nu-i problemă de război când voi mirosiți-a, oi, hâț. Bum. Dar eu zic, acum stai atent la condus, nu băgați în seamă, n-am... Dacă îți merg în față. A, eu dăm și pe contrasul, nu e problemă, mașina asta merge pe oriunde. Mă, dar e mișto așa făcută neagră. Din blindat, bă, eu uite mă ce mi-e să stau în față cu BMW-ului, bă, gămea și m-am BMW-ul tău. Vespucci? Police station, unde e asta, man? Cu plajă? Nu știu. Sau? Unde? Ba, cred că o știu. Ba, nu știu. Ba, sutul în mine eu știu dacă, bă, nu... Ce mai probabil. Dacă mai puțin, da, aia, nu știu, gata. Înțeles, trebuie să recuperez o mașină, dar fără ca ei să-și dea seama că eu am furat acea mașină, hâț. Da, e exact aia de care eu știu. Și, ok, oh, trebuie să facem pușul stache, Johnny-lor. O să parcăm aici frumos mașina. Bum. Ce bine că avem arma asta cu surpresor. Bum. Problema ar fi că eu sunt cam singur și e unul acolo.
mai câte doi Johnny ăștia. Aia nu mai contează, Johnny, nu ar să luăm mașina. Nu mai contează, haide. Am luat mașina. Mamă, ce mașină, forță, păi, ce mașină e? Ai, merge și de sub, ok. Asta știu să-l conduc. Haide. Haide, 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 iau, iau, iau. Nu trebuie să dau. Oh, țăr, hai că mi-ai dat-o. Ce vreau să fac, lose the cops. Need to repair the at LCA custom. Ok, nu-i problemă. Așa, hai să facem o schemă în care voi nu știți. Ți-a atent. Ah, ok, fac picioare în tine. Come on, call Lester. Mamă, dar n-are armură pe aia, serios? Why, hello, how you doing? How can I help? Mi-a intrat poliția în spate okay. Fix we când am sunat. Uși căcatul de poliție. Hai, bun, boșilor, ai cam recuperat și această mașină frumoasă din secția de poliție. Nu tocmai stealth cum vroiam eu, dar nici n-aveam cum să fac stealth pentru că erau foarte mulți și erau mulți care se stau unii lângă alții, iar eu nu. Tu dacă... Bă, dar stai așa că mi-e mai să o repar. Stai așa puțin, vreau și mai mulți bani, că îmi dă mai mulți bani dacă o repar sau ceva. Duc în stare perfectă. O duc în stare perfectă, doar pe mine mai mulți piștare acolo. Hai că mai aduc în stare perfectă dacă mă mai mult la OBS. O aduc, mă băieți, cum să nu o aduc? Oricum e mișto merge de sus, chiar e mișto. Nu sunt fan cum la... cum e tunat de către cei de la GTA, dar e ok. Deci încă e acceptabil și dacă mai îmi intră mulți, cred că la unul mă cobor și dau o mare pistol în cap. Le arunc pistolul în cap, nu că trag în el. Le arunc pistolul în cap, efectiv, să mă. Facem noi o schemă aici. L-am luat pe ăsta cu capotă. Puteam să... L-am văzut din cinematicul ăla că le-au pe capotă, adică... Deja... Hai, John-ul ăla, așa. Who wants to fuck? Fuck. Vreau să cred bun. Acum, boșilor, mare atenție, nu m-am venit că eram parul, nu mai vorbesc, vreau să o aduc clean acasă, acasă, la casino. La casino trebuie, nu? Cred că da. Da, așa, tu de casino. Opa, ok, da. Hai să o ducem la casino, frumos, elegant, cât de cât. Pentru că trebuie să fim atenți ce și cum, uite, mai trage un retardat ca asta în fața noastră. Trebuie să-i rupem capul. O, țăr. Iar roșu, noi trecem pe roșu, nu-i problemă, pe ce o rompe aici. Bam. Așa frumos. Uite încă un police station fix aici, nu-i problemă. L-am făcut și pe ăsta, e fix lângă casino. Nu, ce chestie. Și l-am adus în siguranță acasă la el acest Mercedes, care nu știu ce model e, pentru că nu mă pricep la mașină atât de mult încât să știu fiecare model de mașină. Forță. Da. Aia, m-am făcut și bănuții frumos alea. Hai să ne sune doamna Miss Baker ca să ne spună că am făcut treabă bună, dar până ne sune eu să zic. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, pentru că știți că mă motivează. Nu mă ajută cu nimic butonul de like, doar că îmi place să-l văd cât mai multe like-uri la videoclipuri. Deci, dacă mai vreți episoade, un like acolo și un comentariu. Să mă spuneți, poate mai vreți să fac ceva anume în serii de GTA. Poate vreți să facem un episod în care băgăm la păcănele, un stop în plin, nu știu. Spargem banii la păcănele, habar n-am. Poate câștigăm, poate nu. Vedem.
Am zis data viitoare, văd că nu ne sună, nu știu ce are, cred că are treabă, habar n-am. Ceau, bă. Pa. Well done. I'm going to speak about this again. I'm just going to delete my phone records. Da. Ciao, bă. Pa, pa.